Și l-avem aici pe Chris Romy. Da, ce să zic, arată destul de bine. Oh, am uitat de Cruz Ramirez. Deja sunt prea mulți într-un cadru. Ieșiți. De fapt, stai. Tu stai aici cu Nu. Tu stai aici fiind primul loc. Tu stai aici fiind al doilea. De fapt, nu. Stai aici fiind al treilea. Și tu stai aici fiind al doilea. Deci, uitați pe ce locuri sunt ăștia trei. GD McPiller e pe locul 1 pentru că arată în primul rând demențial și în al doilea rând că îmi place foarte mult culoarea asta metalică. Jackson e pe 2 pentru că are negru, bine o fi în amicul din carstrea lui Fulger, dar mie tot îmi place. Și Jonas Carvers pe 3 pentru că are decât roșu închid și roșu. Sau ce naiba culoare o fi aia. Păi, da, ce să zic. Cam ăsta a fost episodul de azi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și să vă abonați. Și să dați și pe clopoțel, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Ar trimite notificări. Și îmi pare rău de ce n-am spus asta de când m-am apucat de YouTube, mă rog, videoclipuri din astea de le mai fac eu pe YouTube. Păi, n-am spus pentru că nu mi-am adus aminte să spun și m-am gândit eu ieri, adică pe 12, când mi-a venit și mașina. Bine, v-am mai spus eu, o să vedeți videoclipul ăsta pe 14 februarie, la nu știu ce oră, dar o să-l postez. Și, de acum o zi, tot mă joc cu el. Cred că și după ce am terminat să-l pun videoclipul ăsta, cred că încă mai mă joc cu el. Și cutia lui va fi în cutia în care a venit el. De pe Mag l-am comandat, doar de unde credeți? Păi și cam ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și să vă abonați. Să apăsați pe clonțopel ca să vă trimită YouTube-ul notificări. Am mai spus asta odată, știu. Dar o mai spun odată ca să nu uitați. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!